Bună ziua, domnul primar, bine v-am găsit. Bună ziua și bine ați venit în comuna noastră. În sfârșit, echipa Turdanios a ajuns și la Iara. Am dorit să discutăm puțin despre proiectele care sunt în implementare lor actuală. Și avem mai multe proiecte în implementare. Sunt pe programe guvernamentale și pe programe europene. Mai avem câteva proiecte, dar mai mici, pe bugetul local și pe bugetul Consiliului Județean, deci bani județeni. Proiectele europene sunt în număr de 3. Vorba de reabilitarea unui drum comunal, deci 105. E acel drum afectat de inundațiile de vară trecută, deci nu? Un drum afectat de inundații, un drum... Acolo sunt încă probleme, din câte am înțeles. Un drum cu probleme, pentru că acel drum a fost afectat de inundațiile din 2020. Firma care a lucrat acolo a avut asigurări la City, care a falimentat. Firma între timp a intrat și a Napoca în insolvență și avem probleme destul de mari. Deja am făcut demersuri despre AFIR, am făcut demersuri, să vedem, chiar spre firma, deci, care se ocupă de insolvență, deci cu persoanele care se ocupă de această firmă, care deja e în insolvență și sunt probleme. Sperăm până la urmă să le rezolvăm, să le ducem la bun sfârșit. Celelalte două proiecte europene se derulează în bune condiții, cu toate că prețurile au luat o razna în ultimii ani. Deci e vorba de reabilitare cămin cultural și reabilitare grădiniță. Reabilitarea căminului cultural sperăm să o finalizăm în 2 luni. Aici la Iara, deci e vorba de Iara. Da, în localitatea Iara. La fel și grădinița. Grădinița sperăm să o finalizăm spre sfârșitul anului sau la începutul anului viitor, dar încercăm spre sfârșitul anului pentru ca începutul anului să-i prindă pe copii în noua grădiniță. Sperăm că reușim. Pe fonduri europene, deci cam asta ar fi proiectele, s-a finalizat, am avut și o achiziție de vidajă, autovidajă, dar aceea am finalizat. Acel proiect. Vrem să mai depunem pe PNRR. E vorba de reabilitarea clădirii primăriei. Deci e vorba de eficientizarea energetică la nivel de instituții. Panouri fotovoltaice și 2 stații de încărcare. Deci 2 stații electrice. Și, eventual, dacă ne ajung banii și pentru o pistă de bicicletă, dar asta rămâne în discuție, dacă ne mai ajung bani. Proiectul vrem să-l depunem săptămâna viitoare, cred că, pentru reabilitarea energetică. Știu că sunt depuse și proiecte pe Anghel Salini, de acolo ce proiecte aveți? Pe Anghel Salini avem depuse 3 proiecte. E vorba de o reabilitare a drumurilor comunale, deci care e proiectul numărul 1 depus. Pe Anghel Salini, o reabilitare a drumurilor comunale din localitatea Iara, deci dorim ca prin acest proiect să reabilităm toate drumurile, să le asfaltăm din localitatea Iara și 2 poduri mari, deci construirea 2 poduri mari care fac trecerea peste pârâul Valea Ierii, deci trecerea în baza sportivă și spre o stradă din zona parc. Al doilea și al treilea sunt pe sate. În satul Agriș e vorba de alimentare cu apă, introducerea apei potabile și canalizare, iar în Cacova avem introdus apa potabilă, doar canalizarea menajelor. Deci astea 3 sunt depuse pe Anghel Salini. Urmează să vedem care va fi eligibil și ce putem face. Noi sperăm să fie toate 3, da. Din câte am înțeles, există o anumită sumă care se alocă și se alege un proiect care poate fi prioritizat. Deci cam așa, asta se aude, că fiecare comună să beneficieze de un singur proiect. Noi l-am prioritizat primul, fiind vorba de localitatea aia. Pe Ministerul Dezvoltării avem și acolo câteva proiecte în derulare. E vorba de canalizarea menajeră pe 3 sate.
satul Iara, satul Făgetuierii și satul Surduc. Este în proporție de 70-80% finalizat. Sperăm ca în următorul an să putem să finalizăm acest proiect. Tot pe PNDL s-a finalizat un sistem, o extindere alimentare cu apă Cacu Vaierii, care a cuprins și satul Valea Vadului și Mașca, deci trei sate. E vorba de o apă foarte bună dintr-o zonă de munte, de la Boinic, o apă de calitate și fiind o zonă minieră, satele acestea au rămas fără apă din cauza prospecțiunilor miniere. Acest proiect s-a finalizat, acum se fac documentațiile pentru predarea apei spre o companie de spre o companie autorizată pentru gestionarea apei. V-ați gândit la companie de apă Someș sau care ar fi mai avem hotărâre de consiliu care deci s-a ales până la urmă compania de apă Someș, pentru că e vorba și de preț și de dezvoltare, companie mult mai puternică. Iar vecinii noștri au mers și ei spre Someș, și vorba de Bășoara și Valeieri. Și atunci, cu toate că noi eram în asociația de la Turda, în AVA, până la urmă s-a mers spre compania Someș. Nu putem decât să vă urăm un succes pentru proiectele pe care le aveți în implementare și data viitoare când venim să mergem concret să vedem despre ce este vorba și cum au fost implementate. Mulțumim și sănătate tuturor!